Curtea Supremă de Justiție a respins demersul lui Valeriu Munteanu, candidatul blocului acum DAPAS pe circumscripția numărul 18 Orhei, de a-l scoate din cursa electorală pe Ilan Șor, candidat pe aceeași circumscripție din partea partidului Șor. Munteanu s-a adresat în instanța de judecată cu solicitarea ca Ilan Șor să fie scos din cursă, argumentând că primarul de grevat al orașului Orhei ar folosi resursele administrative în campanie și ar face pomeni electorale. În decizia CSJ se spune că recursul lui Munteanu conține obiecții de fapt și de drept, care deja au fost studiate și verificate de către instanța de apel, primind o apreciere corespunzătoare. În consecință, nu există aparența unei încălcări a dreptului recurentului la soluționarea tuturor argumentelor cu privire la judecarea cauzei în apel, în modul în care este garantat de articolul 6.1 al Convenției. Drept urmare, se reține că argumentele invocate în recurs nu pot constitui temei de admisibilitate ale recursului, deoarece nu denotă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normei de drept material sau a normei de drept procesual, așa cum formal invocă recurentul și, respectiv, nu constituie temei de casare a deciziei curate, se arată în decizia Curții Supreme de Justiție.